În fiecare săptămână, inspectorii ITM Gorj efectuează controle la firmele din județ pentru a se asigura că sunt respectate drepturile fiecărui salariat în ceea ce privește relațiile de muncă și sănătatea în muncă. Numai că în timpul acestor verificări au fost descoperite abateri care au impus aplicarea unor amenzi serioase. Avem în ultima săptămână, referim în săptămâna 1-5 februarie, am avut în relație de muncă 13 controle și au fost aplicate 4 sancțiuni în relație de muncă în valoare de 6.000 de lei. În domeniul securității sănătății în muncă am avut 18 controle, în care au fost aplicate 20 sancțiuni în valoare de 15.000 de lei. Principalele deficiențe descoperite se referă la nerespectarea prevederilor legale referitoare la acordarea repausului săptămânal. În privința relației de muncă avem probleme pe timpul de muncă și în privința securității muncii au fost aplicate sancțiuni pentru neinstruirea personalului, pentru neeliminarea tuturor riscurilor locului de muncă, nesemnalizarea echipamentului de prevenire și extinderea incendiilor, lipsa tursurilor medicale. Astfel de controle vor avea loc și în perioada următoare, iar firmele care nu respectă legislația în vigoare vor fi sancționate.